Da, revenind la meciul nostru, știți foarte bine, este un meci de mare încărcătură, de mare intensitate. Este derbiul fotbalului românesc și sperăm să ne ridicăm la nivelul tradiției acestui derby. Chiar dacă nu trecem printr-o perioadă foarte bună, eu, ca de fiecare dată, sunt foarte optimist și foarte încrezător că de data aceasta, pe lângă faptul că vom juca foarte bine, vom lua și puncte. Mulți îl văd cel mai dezechilibrat derby, așa, din istorie. Există așa ceva? Un derby dezechilibrat din istorie? Există, ținând cont de poziția în care suntem acum, e un derby destul de dezechilibrat, așa, calculul hârtiei cam așa arată. Doar că realitatea întotdeauna, de cele de multe ori, poate infirma calculele hârtiei. De la Helmut Caram spunea că va fi un derby doar în tribune, mai puțin pe teren. Da, acum nu vreau să comentez eu ce spun specialiștii. Eu știu că avem o situație din care trebuie să ieșim și cred că ăsta ar fi cel mai frumos moment să putem să întoarcem toată această situație. Care sunt trei argumente pentru care Dinamo poate învinge pe CSR în acest meci? Sau măcar bun? În primul rând, argumentele sunt pentru, în primul rând, pentru suporterii noștri, pentru că este un moment pentru ei, vin suferind după atâta timp, e un derby, știți foarte bine rivalitatea care există între cluburi și cred că pentru ei ar fi un moment extraordinar de să le reconfirmăm apartenența la acest club și la această poveste frumoasă, asta e unul dintre argumente. Al doilea, că suntem într-o perioadă nu tocmai bună și avem nevoie neapărat de puncte. Asta ar fi al doilea. Iar al treilea, îmi doresc foarte mult pentru acest grup de jucători să poată să se bucure după un meci, pentru că se pare că am uitat lucrul ăsta. Au suferit foarte mult și în această pauză în care am stat mult împreună, am discutat, i-am văzut și îmi doresc foarte mult pentru acest grup de jucători să demonstreze că poate nu e chiar așa cum se vorbește și cum spun specialiștii și în frunte cu mine, spun chestia lucrul ăsta. Spuneați după ultimul meci, gata, trebuie și ei, până acum am dat eu tot greul în spate, ne-am asumat, acum trebuie să vină și ei să arate cu adevărat de ce sunt în stare. I-ați simțit așa dorința în perioada asta și că vor ieși cu totul altfel pe referență? Da, în primul rând, eu la momentul promovării toată lumea m-a întrebat care e obiectivul, care e timpul până formăm echipă și știți foarte bine, am cerut 6 luni de zile. Cumva perioada asta de timp s-a cam epuizat și simt că e momentul în care pot să pun presiune pe grupul de jucători, o presiune pe care îi poate să o ducă. Și dacă până acum tot spuneam s-a jucat bine, e un proces de formare, aveți răbdare, am ajuns și la momentul în care lumea nu prea mai are multă răbdare. Dar eu îi simt destul de bine pe jucători. Grupul are foarte multă forță. Toată perioada asta cred că i-a făcut să fie împreună, să fie mult mai legați unul de celălalt și cred și simt că ăsta e un moment în care putem să întoarcem situația. Ați fost mai dur să zic acum în zilele astea față de cum ați fost sau care e presiunea pe care o puneți? No, sunt un antrenor destul de exigent, dar presiunea pe jucători trebuie să pui atunci când ei poate să o ducă. Și cred că e momentul în care ei poate să ducă în spate presiunea clubului, a unui rezultat. Da? Îi simt pregătiți. V-ar mulțumi și un rezultat de egalitate? Nu știu să vă răspund la întrebarea asta, vă pot răspunde după meci. Noi ne dorim să câștigăm. Dar ce se pare de FCSB-ul momentul ăsta? Că ei au început bine. Mi se pare, la fel cum am spus-o și înainte de primul meci pe care l-am avut împotriva lor, una dintre cele mai talentate echipe ale Ligii I. E o echipă cu jucători foarte valoroși. Antrenorii, staff-ul care pregătește echipa și acolo am văzut pe lângă Elias Haralambus, Mihai Pintili, Filip mai acolo, au un preparator fizic foarte bun, deci au un staff foarte bine pregătit, au o conducere foarte bună. Deci, au individualități, nu? Da. Au jucători. Cu super moral după calificarea asta. Da, mai ales Coman a jucat, a făcut-o foarte bine. Olaru a intrat și el, e un jucător foarte bun, unul dintre cei mai buni jucători din campionatul intern.
Deci, din punct de vedere al individualităților, stau foarte bine. Un teren mai prost va avantaja sau va dezavantaja? Apropo de vremea. Și povertim noi acolo pe Arena Națională ca să... Și probabil, probabil că se trage, nu? În astfel de momente când plouă foarte mult și se anunță foarte mult și ninsoare, cred că e indicat să fie trasă acea copertină. Dar nu mă ocup eu de... Adică nu este în subordinea noastră a clubului administrarea terenului. Eu mi-aș dori ca să fie trasă acea copertină pentru că l-ar proteja puțin. Noi am discutat de dimineață și am transmis conducerii să discute cu cine poate ca să fie trasă acea copertină, pentru că eu cred că pentru oricine, nu numai pentru noi, până la urmă un teren bun, așa trebuie să fie, să arate un teren la un meci de fotbal. Fără nicio doză de ironie, unul dintre oficialistele FCSB-ului spunea că dacă ar fi după el, va declara antrenorul anului pentru tot ce ați realizat la Dinamo în contextul actual și cu toate problemele care au fost cu promovarea. Nu știu, antrenorul anului, dar știți foarte bine că a fost o situație destul de delicată, este în continuare o situație complexă, destul de dificil de gestionat, dar eu cred că cel mai mare pericol a trecut. Spectrul care ne pândea anul trecut al falimentului nu mai există. Avem niște acționari care avem un plan de reorganizare confirmat. Sunt plăți făcute la zi. Din punctul ăsta de vedere sportiv am reușit un pas, dar suntem încă într-un moment de tranziție și să sperăm că, nu știu, în cel mai scurt timp și din punct de vedere sportiv putem întoarce situația asta, pentru că, nu știu, anul trecut într-adevăr a fost un an complicat, dar și acum, din punct de vedere sportiv, am reușit să o scoatem la capăt și sper să reușim și de data asta. Mulțumesc celui care a făcut această afirmație. Aveți și niște bani de achiziții în iarnă? Gândiți-vă că noi avem un plan de reorganizare care nu e, sunt niște plăți pe care acționarii și le-au asumat, nu sunt deloc mici. Nu mă întrebați pe mine pentru că eu n-am vrut să am nicio discuție legată de jucători. Am spus că la finalul lunii noiembrie, la începutul lunii decembrie putem să ne așezăm la masă, să avem niște concluzii legate de viitorul sportiv al clubului. Sper să vină fani mai mult, așa, număr mai mare, că am văzut 55.000 de fani la meciurile naționale. E frumos, o atmosferă cu foarte mulți fani, iar pentru noi în momentul ăsta ar însemna foarte mult și îmi doresc pe calea asta să le transmit un mesaj să vină alături de noi, pentru că nu este un moment ușor, cum de fapt în ultimii ani n-au fost deloc momente ușoare, dar vă aduceți aminte că împreună, atunci când a existat această conexiune între jucători și spectatori, când au venit alături de noi, când ne-au sprijinit, ne-au dat încredere, ne-au dat energie și simt că acum e moment în care nu trebuie să fie dezamăgiți, pentru că adică au stat în spatele nostru atât de mult timp, ne-au ajutat atât financiar, cât și au venit pe stadion anul trecut și e un moment în care, indiferent cum, n-au voie nici ei să renunțe, trebuie să rămânem alături, să rămânem împreună. Și au răbdare, fanii. Pentru prima dată în istoria clubului, fanii au răbdare atât de mult timp după o serie de rezultate proaste. Probabil că înțeleg și ei foarte bine momentul, știu foarte bine prin ce au trecut în anii trecuți și cred că dacă am învățat o lecție, a fost aceea să fim împreună și să avem răbdare. Cred că asta a fost lecția pe care dinamovismul ar fi trebuit să o învețe după perioada asta post-Cortasero. Vă deranjează că într-un astfel de moment, înainte un derby, se vorbește de ultimat, înlocuit, când probabil vă dorească atenția să mergem în altă parte? Nu mă deranjează. Sunt oamenii sau specialiștii sau cei care vorbesc, sunt liberi să își exprime ideile. Știu că poate nu este normal în România ca într-un club care trece prin dificultăți de o lungă perioadă de timp antrenorul să rămână punct fix, dar asta nu e problema mea și încerc să nu-i dau foarte multă atenție, pentru că ceea ce contează în momentul de față este doar echipa și ceea ce pot să ofer băieților ca să putem să ieșim din această serie neplăcută de rezultate. Am văzut în parcare acum un fan intrase și v-a cerut să vă bate pe FCSB. Câte astfel de momente ați avut în săptămâna asta? Dar timp,
Da, multe, multe. Asta înseamnă Dinamo, asta înseamnă un club atât de mare și de iubit. Nu, sau mergi, nu știu, într-un mall, mergi să-ți faci niște cumpărături și inevitabil te întâlnești cu niște oameni care, nu știu, spun câteva vorbe, te ne sprijină. Uneori alții sunt și mai vocali, dar simt că oamenii își doresc foarte tare și când m-ai întrebat trei motive, principalul motiv pe care ți l-am dat a fost tocmai pentru ei și să, în mod special pentru ei, ne dorim foarte mult să le oferim această bucurie. Le mai puneți jucătorilor cumulete cu meciul de altă dată, nu mai poartă asta înainte de derby sau? Se mai poartă. Sunt momente în care alegi fel și fel de mijloace ca să-i motivezi pe jucători. Nu m-am gândit la așa ceva, dar noi suntem într-un moment în care am destule resurse să pot să-i motivez și într-un astfel de moment deocamdată nu m-am, sau pentru derbiul ăsta nu m-am gândit să le pun niciun fel moles motivațional. Dar la Mircea Lucescu v-ați gândit să apelați în perioada asta, dacă tot este acasă, să vină, să le mai povestească jucătorilor, să vă dea așa o mână de ajutor? Da, nu numai la domnul Mircea Lucescu, și știu că l-a sunat și Andrei, au discutat și Eugen. Eu mi-am spus-o și public, am spus că dacă domnia lui dorește, porțile noastre sunt deschise oricând. Am trimis și astfel de invitații și altor jucători. Am trimis invitații domnului Andone, lui Radu, m-am întâlnit cu el în aeroport și am spus că ar fi bine să vină să treacă pe la noi. Știu că domnul Eugen Voicu s-a întâlnit și cu Ionuț Lupescu și la fel am transmis dorința de a aduce acești foști mari glorii lângă noi, pentru că e important să, în primul rând, să creăm această punte cu istoria și apoi e important ca ei să vină alături de băieți și să le transmită puțin din spiritul adevărat al acestei echipe. Da. Din păcate, nu știu, anul ăsta a fost, de fapt, în Liga 1, nu mi-aduc aminte, două meciuri în care să fie avut întreg lotul valid, fără suspendări. Știți că sunt un antrenor care nu se plânge foarte mult de lucrul ăsta. Sper ca cei care îi vor înlocui să o facă la cel mai bun nivel. Da, știți foarte bine, avem niște indisponibilități și pentru meciul ăsta. Ce va face diferența? Eu cred că ambele echipe vor avea o stare de spirit și o agresivitate la cote foarte înalte, dar cred că întotdeauna, și v-am spus și după meciul de la Craiova, că nu atitudinea și dorința extraordinară face ca să învingi meciuri, ci o organizare foarte bună, inteligență, calm în momente tensionate, luciditate, cred că asta va face diferența.